Noi aici ne aflăm în buricul Târgului, cum ar veni. Practic, ăsta e centru zero al Craiovei și nu neapărat centru zero, este unul dintre cele mai importante palate din Craiova. Este Palatul Dinii Mihail. O să vă spun puțin despre familie. Ei erau original din Macedonia. Nicolae Idi Mihail s-a născut în Magorova, în Macedonia. Apoi au venit aici în România și au fost ca arendași pe moșiile bisericii. După ce au fost arendași, bineînțeles că au fost foarte buni afaceriști și au reușit să strângă o mică avere. După aia chiar ei au devenit proprietari, chiar și latifundiari. El a avut un copil, Constantin Dinii Mihail, cel care a construit acest palat. În 1888 chiar a fost șeful Consiliului Județean, da? Și prin 1899 a început să facă acest palat, el având o casă mult mai mică pe undeva în oraș. El a început construcția acestui palat, l-a luat pe Pogotro, da? Cunoscutul Pogotro, și a construit în perioada de 7 ani acest palat. Este o bomboană, cum ar veni, este un eclectism francez, practic e un eclectic cu de toate, da? În special cu foarte multe elemente baroce. El nu a apucat, din păcate, să-l vadă finalizat, pentru că a murit, dar el a fost finalizat și fiul lui, Jean Mihail, a preluat. Și de aici începe o poveste superbă, pentru că Jean Mihail, până la urmă, el ajunsese unul dintre cei mai bogați oameni din țară, chiar cred că numărul 2 din țară, după Nababu, bineînțeles. În anii 20, chiar în timpul marei crize, el chiar a dat bani către stat, da? ca să împrumute din afară. Deci, pe lângă faptul că a fost unul dintre cei mai mari bogătași din România, a fost și un mare filantrop, pentru că după ce a murit, el a lăsat în testament palatul și toate teritoriile, peste 80.000 de hectare în toată Oltenia și nu numai, către stat și să se creeze foarte multe școli, spitale și în special și a dorit foarte mult ca în acest palat să fie și să se facă un muzeu de artă. Acum palatul, în 1913, de exemplu, aici a venit Ferdinand, mai ales când a fost războiul balcanic. Și a stat o bună perioadă de timp aici, iar în primul război mondial, atunci când Craiova a fost sub ocupație germană, aici a fost comandamentul german. A fost, bineînțeles, jefuit în perioada aceea. După anii 20, Jean Mihail a început atunci să devină un mare filantrop și, de exemplu, acesta a început atunci să-și facă testamentul și să lase totul statului. În timpul războiului, al doilea război mondial, aici a venit cam tot guvernul polonez, fugit, da? Aici a stat. Iar în 1942 se deschide pentru prima oară ca și un fel de muzeu, pentru că încă nu se puseseră bazele muzeului de artă, dar cu ocazia săptămânii Olteniei, bineînțeles, a venit regele, a venit inclusiv Antonescu aici, s-au deschis pentru o săptămână ca și muzeu. Bineînțeles, există poze acum, câteva poze făcute de către Willy Prager, da? Faimosul Willy Prager, și știm atunci această documentare, pentru că Willy Prager a făcut în toată Craiova în timpul săptămânii Olteniei și atunci a fost pentru prima oară deschis. Apoi, după război, bineînțeles că au venit rușii și au făcut comandament aici, la fel, iar furturi peste furturi, după aia foarte multe instituții, iar în 1954 a fost dat drumul ca și muzeu de artă, ceea ce vedem și acum. S-au făcut și câteva filme, sper să puteți să puneți în câteva cadre, o să vi-și dau. Dar vreau să vă bucurați de
somptuozitatea acestui palat, pentru că dacă e să stăm să ne gândim, Dinii Mihail și-a dorit foarte mult acest palat, dar el n-a apucat să stea în el. Aici avem o serie și sunt foarte, foarte, foarte multe opere de arte, inclusiv o colecție singura din țară, da, a lui Constantin Brâncuș. Până la urmă, chestia asta trebuie și vizitată, în special pentru această colecție, pentru că sunt singurele. Bineînțeles, avem acolo și sărutul, da? Dar e bine că există și sunt aici. Pe lângă Brâncuș, trebuie să vedeți neapărat și celelalte opere de artă. De obicei, săptămânal se fac diverse expoziții, în fiecare săptămână o altă expoziție. Deci e the place to be. E cel mai important muzeu și, până la urmă, și palat, că e de categoria A, din Oltenia. Și acum mergem, practic, pe urmele personalităților. Mie îmi place să spun că această scară e de genul celei din Titanic, da? Pentru că e foarte, foarte monumentală. În față îl avem exact pe bustul Dinii din Mihail. A fost recuperat din cripta familiei, pentru că era acolo și a fost mutat exact aici în muzeu. În criptă, bineînțeles că nu poate să vadă nimeni, cripta este în cimitirul Ungureni, dar aici oricine poate să se bucure de această sculptură. Și bineînțeles că intrăm în salonul principal. Bine, de fapt în vestibul, să zicem, da? Avem superbul luminator. Este foarte bogat ornamentată această clădire. În 2015 a fost restaurată ca să putem să ne bucurăm și noi de ea acum. Oglinzi venețiene, luminatorul. În Oltenia sunt două astfel de luminatoare. Bineînțeles că probabil Pogotro a vrut să-și pună amprenta. În Calafat, tot în județul Dolj, există Palatul Marincu, făcut tot de Pogotro și la fel un mega imens luminator pe toată sala balului. În spate intrăm aici în sala oglinzilor. Din punctul meu de vedere, mai bine îi schimbăm și punem denumirea de sala de aur, pentru că parcă suntem undeva în Rusia, în palatele imense ale lor. Barocul este la maxim. Aici vreau neapărat să te uiți, pentru că aceste două oglinzi sunt exact puse în față în față și ai efectul de never ending mirror, de infinit. Și trebuie neapărat să vezi lucrul acesta. Da? De obicei, în această sală sunt tot felul de expoziții și de lansări de cărți, de evenimente. Aici este sala de evenimente, cum ar veni. Continuăm... Sala Unglinzilor, le-am zis, da? Continuăm și în alte încăperi. Da, 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 da. Da, 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 da. Infinit. Avem mobilier, tablouri, bine, tablouri destul de celebre. Grigorescu avem aici și mă refer la expozițiile permanente. Dar în zona de parter, în fiecare weekend se schimbă câte o expoziție cu artiști celebri. Practic este un mic château de Paris, această clădire. În spate mai erau câteva dependințe, dar acele dependințe erau ca și câteva mini palate, din păcate au fost demolate de către comuniști. Eu mă mir că încă există, pentru că o mare parte din zona centrală a fost demolată. Dar e bine că avem acest palat. Mândria Olteniei, cum ar veni.
Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri de văzut, în special în expoziție. Îți trebuie ca zicea cam o săptămână să le vezi, să le vezi pe toate, adică în fiecare zi. Da. E tot timpul. Tot timpul. Deci la etaje tot timpul este permanentă. Da, sunt 36 de camere, erau de încăperi, bucătării și tot felul de... Aici ce a mai rămas din perioada aceea. Și uite, avem aici pe Teodor Aman, cunoscutul. Astea sunt toate originale. Și noi ne bucurăm că le avem. Să rămâne. Acum o luăm pe acolo, nu? Pe aici. Pe aici, pe aici. Ați văzut de afară că era și un mic turnuleț. Erau niște scări și acum s-a transformat în lift. Dar doar să vedeți. Uite, l-avem aici și pe... cred că Barbu Știbei, da? Domnitorul. Și ajungem să vedem cam toate familiile importante oltenești. Până în zona, să zicem, de mănăstire, adică sunt foarte multe lucruri care au fost recuperate de la vechi biserici care au dispărut între timp. Inclusiv această poartă superb sculptată de altar. Cam așa este o parte din acest muzeu. Noi o să continuăm și o să mergem afară pentru că anul acesta a fost inaugurat noul centru Brâncuș, o sală specială de evenimente și o să mergem acolo. Este un palat care trebuie vizitat. În mod normal noi trebuia să mergem și să vedem căsuțele mici, care și acelea sunt mini-palate și apoi să venim aici, că acum o să vi se pară celelalte mai mici decât niște căsuțe. Dar, bineînțeles că fiecare contează. Deci are peste 100 de ani și o să mai continui. Mulțumim frumos! O zi bună! Și acum o luăm în stânga, ca să vedem special oul lui Brâncuș. Ce este interesant că, bine, foarte mulți oameni să zicem că au făcut o paralelă între piramida de la Louvre și aici această construcție modernistă, dar într-un fel să aducă aminte de Brâncuș. Da? E o construcție modernă, dar nu strică foarte mult aspectul muzeului în general. Și o să intrăm acolo. O să intrăm chiar inclusiv în ou, pentru că este un lift. Arhitectul a vrut să ca omul care intră, pentru că este gândit doar pentru o singură persoană, să aibă o experiență el cu sufletul lui și să se ducă către neant, către, nu știu, către... O să vezi, pentru că fiecare o să intre. Sperăm că o să fie o senzație, sper că nu suferă de claustrofobie, pentru că e destul de mic.
Iar aici este partea din spate. Deci, cum am spus, exact în această zonă unde erau blocurile, erau și celelalte dependințe care erau, care au fost demolate, dar erau mini palate. Și acum intrăm în noul centru Brâncuș. Practic totul este făcut subteran. Și aici este sală de expoziții și diverse evenimente. Chiar săptămâna asta am avut un eveniment aici despre patrimoniu, bineînțeles. Bună ziua! Salut, salut! Bună ziua! Este închis? Putem să urcăm și noi cu liftul, da? De afară nu pare, dar este imens acest... Sărămâinile, acest centru. Aici în stânga o să fie și o cafenea. Iar lucrul care mie îmi place cel mai mult la acest centru este că s-au salvat vechile bârne din atelierul lui Brâncuș și le avem aici expuse. Este, din punctul meu de vedere, o realizare destul de mare, pentru că aceste bârne erau până anul trecut, erau expuse într-un mediu destul de ostil, zicem afară, da? Adică ploua pe aceste bârne, la vechea școală de meserii, acum liceul Brâncuș. Și acestea sunt bârnele originale ale lui Brâncuș. Și uite că nu e nimeni, deci avem ticket VIP, da, în centru. Da. Sunt foarte multe săli de expoziții, inclusiv filmări cu și despre Brâncuș. Și bineînțeles, aici aveți... cum îi zice, liftul către oul lui Brâncuș. Da? Da, da. Vă rog să aveți experiența frumoasă. Du-te tu ca să ne... Da, și ne spui și nouă după aia cum e. Da. Poftim? Ne poșim 150? Nu. Nu. Atunci vă rog. Vă aștept jos! Zice că e experiență către absolut. Cum a fost? Așa, noi continuăm. Aici este cartea de oaspeți. Am avut și eu norocul să exact la deschidere să... Nu știu dacă mai e, eu nici mă știu ce am scris. Cred că am desenat ou aici. Ia uite. 15.09.2022, atunci a fost deschis centrul. Da. Deci nu sunt foarte mulți oameni care au apucat să-l viziteze, dar este un centru modern. Cred că Brâncuș ar fi fost mulțumit de acest centru, în cinstea lui. Aici avem și o grădină interioară. Încă se amenajează lucrurile, adică o să fie destul de colorat și eclectic într-un fel acest centru. Dar este bine că avem încă un centru în plus în Craiova și mai ales unul dedicat maestrului Brâncuș. Noi o să ne continuăm escapada noastră către centru vechi și o să intrăm în câteva căsuțe, o să mai vizităm muzee, dar puțin mai încolo.
O zi bună! Bun. În dreapta, bine, aici este acum noul târg de Crăciun. Să sperăm că o să fie unul cel mai frumoase din țară. Dar avem superbul palat al prefecturii. Un neoromânesc superb. Seamănă foarte mult cu actuala primărie din București, în special interiorul, numai că e puțin mai frumoasă. Nu o să vorbesc foarte mult despre palat, ci o să vă duc puțin mai în urmă. Palatul a fost făcut de către Petre Antonescu și a fost finalizat prin 1900, între 1913 și 16. Petre Antonescu, iar ca antreprenor, un italian, Giovanni Battista Peresuti, care el a rămas aici. Până acolo sunt niște lucruri foarte frumoase și în București mai găsiți chestiile astea, în special aceste burlane cu cap de pește. Uite, când o să ajungi special să filmezi, am numărat aceste burlane. Pe lângă Palatul Prefecturii mai sunt încă vreo 10 în tot orașul, s-au mai păstrat. Dar aceste burlane cap de pește, inclusiv în București se mai găsesc câteva, dar foarte, foarte rar. Bine, nu sunt mulți oameni care să le și caute. Eu am zis să le iau casă cu casă și să le caut pe toate. Vă povesteam de acești italieni. Vă spun și puțin istoria venirii lor aici. Pe la 1860, în România, deja bine, deja începuse să fie bine. Aveam foarte mulți boieri. În special un boier de aici din zonă, la Ișalnița, îl chema Pera Opran, certat cu localnicii care nu mai vreau să lucreze la el pe, uite, la fel, care nu mai vreau să lucreze la el pe moșie, a început să aducă italieni, zilieri. Și aia a fost prima venire a italienilor ca zilieri. Deci în Italia secolului 19, mijlocul secolului 19, era atât de mare sărăcie încât aveau două variante: să vină în România să muncească sau să ducă în America. Varianta cu America, bineînțeles că e super cunoscută, Hollywood-ul și toți s-au dus în America. De ideea e că foarte mulți veneau și în România. Inclusiv acum există un cartier al Craiovei mai mărginaș, care se numește Izvorul Rece, unde majoritatea sunt descendenți de italienilor. Inclusiv eu am câțiva prieteni, Del Negro, Amzolini, deci nu, toți au astfel de nume. Bun, pe la 1880, în Italia deja se vorbea că în România sunt foarte mulți bani de câștigat. Cum noi facem și ne ducem în Italia acum, așa era și ei, veneau în România. Pe la 1880 au început să vină și pietrarii și constructorii. Pentru că, bineînțeles, aici erau foarte mulți bani și trebuiau cheltuiți. Și majoritatea caselor erau cam pătrate, erau foarte simpliste. Majoritatea erau în stilul ăla neogotic. Și ei au început să vină și să le înfrumuseteze. Și tot ce vedem, majoritatea clădirilor construite în Craiova și în zona Olteniei sunt făcute de către italieni. A fost într-un fel de o afacere sau neapărat o comuniune între arhitecții francezi, da, și constructorii italieni, pentru că ei și-au pus amprenta. Deci acesta este Palatul Prefecturii, acum este tot prefectura județului Dolj, dar este destul de frumos, inclusiv în interior este aproape identic, dar mult mai frumos decât subiectivă. Da, bine, subiectiv zic. Dar o să intrăm data viitoare și în el și o să vedeți. Bun, deci acești italieni, în special, mie mi-a plăcut foarte mult unul din acești constructori, Adotti Pietro, care a construit foarte multe clădiri în Craiova, Calafat, inclusiv o biserică în București. El a stat decât 20 de ani în țară. 20 de ani și a făcut treaba, a construit cât a putut să construiască, conace, inclusiv cavouri imense, pentru că în Calafat e unul dintre cel mai frumos cimitir din Oltenia. E un fel de mini Belu. Noi în Craiova, de exemplu, nu avem ceaua în Calafat, deși e un orășel de câțiva oameni, da? A stat 20 de ani și a făcut treaba și s-a întors în Italia. Dar acest Giovanni Peresuti a trăit și a murit aici, încă există rudele de ale lui care încearcă să promoveze exact tot ce a construit dânsul de-a lungul timpului. Ne aflăm aici în actualul English Park, parcul englezesc.
Ce e interesant este această, și să nu zic copie, această statuie a lui Cuza, au fost făcute două bucăți, deci cea de la Iași și cea de aici. Ideea este că cea de la Iași a fost amplasată și a rămas acolo. Aceasta a fost finalizată, dar nu a apucat să fie pusă într-un loc. A venit războiul, primul război mondial. Ea a fost recuperată, pentru că nemții le luau aceste statui, le luau și le topeau. Ea a fost recuperată pe undeva pe la Timișoara, a fost adusă înapoi, a stat într-un depozit foarte mult timp, până prin anii, sfârșitul anilor 30, când au redescoperit-o și au dat seama că noi trebuie să o pună undeva. Inițial a fost pusă în zona hotelurilor, o să ajungem și acolo, lângă hotelul Minerva și hotelul New York. Și apoi, prin anii 40, a fost mutată în actuala locație. Acele WC-uri sunt făcute pe timpul, hai să zicem, de către nemți până la urmă, da? În stânga noastră avem Palatul Băncii Comerciale, acum în restaurare. Ea este clădirea primăriei acum, dar Palatul Băncii Comerciale era una dintre cele mai mari bănci private din țară. Neamțul chema pe directorul băncii, un om foarte, foarte inteligent, și el a reușit să facă toată această, să zicem, mega companie, că până la urmă era privată, da? Iar ea a fost făcută în 1913, a fost finalizată după planurile lui marelui Ion Mincu, e un neoromânesc, dar finalizate de către Constantin Ioțu, pentru că între timp Ion Mincu murise. Ce e interesant la această construcție este că a luat planurile prefecturii din Galați, a modificat-o puțin și a ieșit această clădire, deci seamănă într-un fel cu Palatul Prefecturii din Galați. În spatele nostru avem blocul Casa Albă, finalizat prin anii 20. Practic aici erau toți funcționarii care lucrau la bancă. Deci tot, și este practic primul bloc din Craiova. Majoritatea erau numai case, bine, majoritatea numai case somptoase, iar la partier erau diverse firme. Și o să și intrăm și să vedem unul din lifturile blocului, pentru că încă există. Bun, acum o să și intrăm în una din curțile interioare ale blocului Casa Albă. Ce e interesant că încă se mai păstrează la noi vechile guri de canal. Majoritatea erau private, adică marile companii din Craiova își făceau astfel de guri de canal. Și aici avem Felix Weidmann, fiul lui Adolf Weidmann, o mare fabrică care încă există. Bine, există doar clădirea, nu se mai... Da? De... fontă de fier, de metalurgie. Bun, și acum intrăm în curtea interioară a blocului Casa Albă. Aceste șine, practic ei foloseau, pentru că și în stânga și în dreapta erau magazine, practic ei aduceau cu căruciorul, da? Aici erau intrările, și aprovizionau magazinele. Și avem aici în curtea interioară, de obicei este închisă, dar astăzi am avut noroc, și în stânga și în dreapta sunt scări elicoidale și merită să intrăm într-una și să vedeți exact efectul ăla așa. Eu le spun la foarte mulți oameni să vină și să-și facă poze. Noi mergem în beci, dar se vede frumos efectul. Să-și facă poze cu mirese, cu... Doar să te uiți așa. Acum mergem într-una din casa scării a liftului. Lifturile sunt aduse din Franța, ceea ce e interesant, și o să vedem probabil la una din etaje, că încă se mai văd butoanele de chemare și de chemare a liftului. Liftul e din lemn, da, cum se făcea odinioară. Ideea e că e trecut în franceză. Și o să vezi acum. Nu mai funcționează din anii 60, cred că, acest lift. Aceste, că sunt toate. Uite, exact aici. Și... Stai puțin. Da, e invers spus.
E pus, dar celelalte, e singurul care e pus invers, dar celelalte se văd bine. Deci e rapel, apel și rapel. Da. Sau nu, renvoi. Apel, apele sau cum e? APPL. Atât. Deci apel și renvoi. Nu, e R. Renvoi. Deci apel și renvoi. Hai să mergem până sus. În Craiova, primăria, de exemplu, adică fostul palat al Băncii de Comerțului, are un astfel de lift, bine, mult mai de fier. Mai exista un hotel pe lângă care am trecut, dar din păcate e în renovare, și acolo mai era un lift. Și o să mai mergem undeva unde să vă mai povestesc tot astfel de lifturi. Ia uite ce frumoase e. Cred că două persoane cred că aveau voie să intre, cred, sau trei. Bine, probabil atunci oamenii erau mult mai mici. Da, e de lemn, toate sunt de lemn. Deci maxim, hai să zicem, trei persoane ca tine. Trei persoane ca tine, da? Sau două persoane. Uite, aici, apel și renvoi. Renvoi, da. Apel. Da. Și apăsai, vede. Oricum, prin simplu fapt că există, e o minune. Je veux appeler le lift, s'il te plaît. Bineînțeles că ei probabil făceau o licitație atunci și ce firme se înscriau la... Probabil și în România erau, cum sunt și acum, firme care importau. Da? Și probabil asta a fost varianta cea mai ok, pentru că au și instalat-o. Deci noi suntem acum în grădina interioară și practic asta este cea mai... De fapt nu, cam toate sunt la fel. Una din cele 5 scări, toate cu lift. Pentru că blocul e destul de lung. La un moment dat un tur cu mulți oameni pe aici, era șirul indian, că da, nu poți să vină multă, să urce în același timp mai mulți oameni, și era șirul indian până la parte și după aceea trebuia să ne întoarcem tot să vadă. Și acum ieșim și mergem către centru vechi. Bun, acum începem să intrăm în zona centrală, în zona de comercială, să zicem, da. Pentru că aici erau lipscani, bineînțeles că știi că fiecare oraș trebuie să aibă un lipscan. Iar noi o să trecem pe lângă o clădire destul de frumoasă. Eu o denumesc Flatiron Building de Craiova pentru că este foarte, foarte subțire. Ideea este că familia Popescu, pentru că ei au construit această clădire, ei aveau casele până în prin anii 20 exact pe această stradă, care nu exista prin anii 20. Atunci primăria au vrut să facă această străpungere și să mărească strada și atunci i-au demolat casele și i-au lăsat decât atât spațiu, atât a avut de construit, atât a putut să construiască. Și deci cel mai bun loc este să construiești în sus, bineînțeles. Partea cea mai interesantă, construcția, bine, e făcută în un neoromânesc destul de frumos, construcția, trebuia să aibă și casa liftului. Casa liftului încă există. Ideea este că proprietarul, când a aflat cât îl costă liftul, a făcut infarct și a murit. Pe bune. Da. De atunci, nimeni din proprietari de-a lungul timpului nu au mai făcut lift. Doar acum, care, culmea, sunt aceiași proprietari și de atunci, adică familia, da? Vor să, pentru prima oară, după 100 de ani, vor să facă lift în casa scării. Dar este o casă destul de frumoasă. Practic e un apartament pe etaj, cam așa ceva, pentru că sunt sau două apartamente, stânga și dreapta, pentru că e lunguie și foarte subțire. Vă dați seama că săracul nu era gen ca la blocul Băncii ca să aibă, da, ca să aibă destul de mulți bani să-și permită 5, nu 1, da? Dar e bine de menționat acest lucru. Și noi acum o să mergem
prin zona vechilor hanuri de pe Lipscani, care bineînțeles la parter și aveau și na, multe afaceri, de obicei pe aici în zonă erau fierării, erau tot ce se poate, da? Deci tot ce se poate, în special aici în zona asta unde ne suntem erau foarte multe fierării. Avem aici în dreapta și în stânga Andreescu și fiii, bineînțeles că casa asta a fost modificată după cutremurul din 77, ea era eclectic, cum sunt și celelalte de aici din stânga. Trecem și inclusiv pe lângă actualul pasaj, nu este la fel ca pasajul vostru de, cum e, Maca sau cum se numește din București? Villacros, da? Dar este ceva asemănător, ideea este că în stânga avem Benveniști și în dreapta avem Andreescu și fiii. Ei era într-adevăr o potecă mică până în următoarea stradă. Ei au vrut să construiască o singură clădire, da, până în spate. Ideea e că primăria nu le-a dat voie și au zis că trebuie să păstreze acest pasaj și chiar să-l mărească, ca să fie exact intrarea și între cele două străzi. Și în stânga era familia Benvenisti, niște evrei, și în dreapta era marele comerciant Andreescu și fii, care avea oricum și vis-a-vis atelier. Erau de fapt magazin de tot un fel de sumă acum. Bine, nu știu ce e acum în zonă. Ce e interesant, uite că acolo sus, dacă poți tu să filmezi, este încă s-a păstrat asigurarea generală, Steaua României. Plăcuța. Da. Nu, să te dai mai în spate, nu aceea. Mai încoace. Nu sunt multe în București, s-au păstrat foarte multe, dar aici în Craiova, dacă au fost și demolate foarte multe clădiri, acolo este generala, ideea care e, că toți care își făceau asigurări, primeau astfel de plăcuță, ca să știe pompierii când veneau să stingă focul sau na, în funcție de ce probleme aveau, să știe că ei sunt de fapt asigurați. Și ar fi frumos până la urmă să se refacă chestia asta și asigurările să-și pună noile plăcuțe, dar na, până la urmă e bine. Aici avem Biserica Sfântului Ilie, octitoria Oteteleșenilor, pentru că voi în București e cunoscută familia Oteteleșanu. Ei practic veneau de aici din Oltenia. Majoritatea oamenilor care au schimbat sau au făcut ceva frumos în toată țara au plecat de aici din Oltenia. Asta este, n-am ce să fac. Ideea este că s-au plictisit de zona asta oltenească și s-au dus undeva unde e mult mai, hai să zicem, mai intens, da? S-au dus la București, fie în afară. Ea a fost construită pe la 1880. A fost demolată cea veche pentru că de-a lungul timpului a fost tot afectată cu tremure și trebuia până la urmă să o schimbe. Și au făcut-o pe aceasta, e destul de frumoasă. Chiar sus, în turla principală, există ceasuri nefuncționale, din păcate. Dar e bine că există, că na, la un moment dat am început să le număr și nu multe biserici ortodoxe au astfel de ceasuri. Dar e bine că încă sunt acolo. Acum o să mergem către zona hotelurilor. Era o zonă, o intersecție Unirii cu Cogălnicianu, care avea 4 hoteluri, pentru că până la urmă aici era zona comercială importantă, artera importantă. După cum vedeți, în anii 80 s-a demolat totul după cutremur și s-a construit aceste, hai să zicem, stilul sovietic sau mai minimalist, social modernism, ca așa se numește acum. După cutremur, cam vreo 3-4 clădiri au fost afectate, dar autoritățile din acele timpuri au zis hai să demolăm tot, că să nu mai... Dacă mai continua comunismul încă vreo 5 ani, cred că dispărea până la urmă tot centrul vechi. Pentru că deja eu am găsit planuri de conversie și la partea care încă mai există. Deci până la urmă dispărea totul. Și acum mergem către zona celor 4 hoteluri, din care au mai rămas decât 2, dar o să vă povestesc de ele când ajungem acum. Strada Unirii nu era destul de mare, pentru că, na, da, asta este Strada Unirii. Ca să vă dați seama cât de mare era, să văd cele două hoteluri, în stânga avem Minerva și în dreapta avem fostul hotel Geblescu, acum New York. Și cam așa era rândul caselor. În stânga aici
O să vorbim acum despre Minerva. În stânga aici, toată această parte cu aceste balconașe a fost construită de către comuniști. Pentru că lipit de hotel erau în continuare case. Și după ce le-au demolat, au zis, păi stai că arată cam aiurea. Hai să le schimbăm puțin. Și practic au copiat tot ce celelalte balconașe și le-au continuat ca să dea un aer de epocă veche. Până la urmă e bine că au și reușit să facă lucrul ăsta, pentru că e mult mai diferit. Deci aici erau cele patru hoteluri. În zona aceea unde este mai liberă, până în anii 20, era Hotel Paris, care era construit pe la începutul secolului 19, dar prin anii 20 l-au demolat pentru că nu mai avea, era destul de murdar și nu era o zonă destul de bună și autoritățile au pus pe proprietari să demoleze. Aici, în dreapta, aveam hotelul Teodoru, care a fost demolat în anii 80. Teodoru acesta este un grec venit prin secolul 19 în România. El practic este bunicul matern al lui Henri Coandă. Are o legătură frumoasă. În Calafat, când o să ajungeți, încă există biserica grecească fondată și construită de către Teodoru, dar aici avea unul din hoteluri, practic era pe la, tot așa, pe la 1830, cam atunci fusese construit. Dar până atunci, haideți să intrăm în Sala Maură, una dintre cele mai frumoase clădiri din Craiova și unul dintre cele mai frumoase interioare, bine păstrate. Aici este făcut până la urmă să impresioneze. Aici se făceau baluri, se organizau diverse evenimente, picanteriile vremii, foarte multe case au fost pierdute aici, adică oamenii veneau și jucau inclusiv casele la poker sau ce jocuri aveau ei atunci. Sunt foarte, foarte multe. La un moment dat se spunea că oamenii își pierdeau casele inclusiv cu neveste, cu tot. Deci eu știu cel puțin trei clădiri din Craiova care au fost pierdute și recâștigate și recâștigate și câștigate și recâștigate și pierdute din nou la acest casino. A fost făcut. Haideți să vă povestesc. Haideți să intrăm în superba sala la Maură. Bună ziua. Bună ziua. Mulțumim de primire. Domnul proprietar, mulțumim pentru primire. Am venit, ei dânsi sunt de la București. Da, Doru Petrovici. Da. Și vă mulțumim frumos. Și că, uite, chiar vreau să le arăt Sala Maură, pentru că ei nu știau cum era, dar am zis că trebuie neapărat, dacă vin în București, să vină măcar o dată în Sala Maură. Da. În Sala Maură, da. Da. Poftiți, da, sigur. Bun. Culme, cazinoul Minerva, bineînțeles că exista de la începutul secolului 19, exista până la 1880 clădire, chiar așa zicea Minerva Casino, care era proprietatea bisericii. Deci culme, biserica, da? Aici ținea de Madonna Dudu, deci biserica construise un casino. Iar după planurile lui Teodor Dobrescu a fost făcută această clădire, a fost finalizată în 1903, deși la intrare scrie 1901. A avut în perioada interbelică câteva probleme, adică la un moment dat a fost un incendiu și toată intrarea a fost mărită. Pentru că de unde am intrat exact acolo, era de fapt o mini piațetă sau, hai să zicem, un fel de terasă, da? Unde beau oameni, deși Minerva, în spate, după încă vreo 3-4 case, are o terasă proprie. Practic se intra, inclusiv Beciu, e unul dintre cele mai mari beciuri din Craiova, trece pe sub case până în partea cealaltă. Deci la vreo 200-300 de metri încolo. Atât de lung este una dintre cele mai mari. Bineînțeles că aici, de-a lungul timpului, aici au fost foarte, foarte multe evenimente și, na, și private. Și... Iar acum, domnul Petrovici încearcă să o deschidă publicului și să o readucă la cum era odinioară. Ultima restaurare a fost prin anii 90,
Ce este bine că a fost făcută, pentru că dacă nu o făceau atunci, acum era deja dusă. Avem inclusiv sus, totul este stucatură. Deci nu există lemn, nu există, deci totul e făcut din stucatură. Pentru că așa se făceau majoritatea, dar stilul ăsta maur, foarte, foarte bogat, ornamentat, te copleșește. Bineînțeles că avem și aici avem, dar cu un grad puțin schimbat, pentru că nu se vede never ending, vezi? Asta înseamnă că probabil cei care au restaurat-o nu au pus-o gradul ăla, un grad, atât, ca să fie exact perpendicular. Bine, și distanța e mare, dar, mă, normal, trebuia să se vadă la infinit. Dar, oricum, e simplu fapt că există, tot este original, aici s-a păstrat și este bine. Aici e locul vedetelor, de aici, din Craiova. Acolo sunt separeurile. Acolo era bandul, da, formația, încă a rămas locul pentru formație. Bine, înainte probabil nu erau atât de multe scule ca acum, dar e ca un intrând. Da. Și este bine că s-a păstrat. Foarte multe detalii aici, adică eu și acum când vin de fiecare dată, când mai descoper câte o mică inscripție, un nou detaliu, sus pe partea cealaltă sunt trecute inițialele casino, pentru că era casino, hotel, da? Și cofetărie. Cofetăria încă funcționează acum. Mulțumim frumos! O zi bună! Da. Da. Sunt inițialele. Iar la hotel, uite acolo sus. Ah, da. Palatul Minerva, e PM. Palatul Minerva, iar la intrare acolo, în partea în care am spus că intrarea originală, exact de aici era, unde sunt acești tâlpi. Dar după ce a fost incendiu, ei au continuat-o cam pe aici, pe undeva era. Da. Și aici era un fel de terasă. Și după acel incendiu a fost construită, pentru că s-a observat asta datorită vederilor vechi. Pentru că în unele nu apar, și în altele, după o anumită perioadă, apare exact această construcție. Da? Da. Cam atât am fost aici. Și aici suntem într-o zonă destul de veche. Practic acum intrăm spre zona veche a Craiovei. Iar în spatele meu este actualul Muzeu de Istorie al Olteniei. Este fosta școală de fete, construită în 1905. De către un arhitect care, cum să zic eu, mie mi-a plăcut foarte mult ce a construit el. Îl chema Francis Bilek. Ideea este că era grafician ca și mine, / arhitect. Iar casele pe care el le-a construit, în special neoromânești, sunt niște mici capodopere. Bun, deci ziceam că asta era fosta școala de fete a Bisericii Madonna Dudu, pe care o putem vedea vis-a-vis. Ea este o construcție destul de nouă, făcută în secolul 20. Vechea biserică, bineînțeles, majoritatea bisericilor din Craiova, toate au fost refăcute la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20. După cum spuneam, aici a fost școala de fete și apoi, prin anii 40, a devenit muzeul de istorie. Un muzeu de istorie destul de important pentru zona asta Olteniei. Uite, dacă toți suntem aici și vedeți gardul, eu am o pasiune, m-am spus, pentru fierării și pentru gard. Aici este una din inscripțiile unei fabrici din Craiova, Gustav Wolf. Și încă se mai vede fabrica Gustav Wolf Craiova. La un moment dat înnebunisem după aceste feronerii, pentru că Craiova, având în vedere că este un oraș în care sunt foarte, foarte, foarte multe case boierești, deși comuniștii au demolat centrul vechi, au demolat foarte multe, în restul cartierelor încă există acele case boierești. De afară se văd niște căsuțe mici, dar în interior, o să vedem astăzi, sunt foarte somptuoase. O să intrăm la muzeu acum!